Smartphone-urile care sunt astăzi pe piață sunt geniale. Camere de 40 de megapixeli, procesoare cu 8 nuclee, carcase din aluminiu, cititoare de amprente, aparat de măsurare a pulsului, ultimele care încep să apară în genere sunt rezistente la apă și praf. Însă, toate au o mare problemă. Aceasta este bateria, care în cele mai bune cazuri ține o zi jumate. Astăzi însă v-am adus un device mai special, care poate rezista, atenție, timp de 2 luni fără a fi încărcat. Surpriza ne-au adus-o cei de la Philips cu modelul W6610. Bateria acestui telefon este pur și simplu incredibilă. Haideți să luăm ca exemplu cele mai recente modele apărute. Samsung Galaxy S5 are o baterie de 2800 mAh, noul HTC One 2600, Sony Xperia Z2 3200, Philipsul nostru 5300 mAh. Acest monstru de baterie vă garantează 33 de ore neîntrerupte de convorbire, 16 ore de navigare continuă pe internet și o lună întreagă cu ecranul blocat. Dacă nici asta nu vă este destul, smartphone-ul mai are și regim de conservare a energiei, deja cunoscut pe device-urile de la Philips. Activându-l, producătorii spun că puteți obține chiar și 66 de zile în regim de așteptare. Teoretic, poți face înconjurul lumii cu o singură baterie. Ca să vă demonstrez cât de puternică este aceasta, puteți vedea că ultima dată smartphone-ul meu a fost încărcat cu 4 zile în urmă și încă mai are 45%. Nici asta nu v-a convins? Atunci mai facem un test. Există în Play Store astfel de aplicații care forțează la maxim telefonul pentru a descarca bateria. Acestea prind blitzul, dau luminositatea la maxim, aprind GPS-ul și Bluetooth-ul, Wi-Fi-ul și forțează la maxim procesorul. Pentru comparare, am lansat aplicația pe un Nexus 4 și pe Philipsul nostru pentru 30 de minute. După cum vedeți, Nexus 4 a pierdut 17%, pe când Philipsul nostru doar 7%. Deci, puterea bateriei, într-adevăr, nu lasă loc de comentarii. Xenium W6610 este un smartphone care se laudă nu doar cu o baterie bună, acesta fiind un model de top. Ca aspect exterior, device-ul este unul foarte solid și când spun solid, mă refer și la greutate. Din toate smartphone-urile care le-am testat recent, ăsta este la sigur cel mai greu. Datorită construcției și bateriei imense, 200 de grame se simt destul de bine în mână. Și asta nu este tot timpul un lucru rău. Mie personal îmi plac telefoanele mai grele, deși ăsta uneori pare prea greu. Pe spate avem un plastic mat și un capac de fier în partea de sus, unde se ascund cele două cartele SIM și slotul pentru microSD. Apropo, nicio cartelă SIM nu lucrează până când nu îi puneți capacul. Eu m-am chinuit vreo jumătate de oră până am înțeles de ce telefonul meu nu are conexiune. Pe față avem un ecran IPS de 5.5 protejat de sticla ultra-rezistentă Asahi Glass Dragon Trail 2. Imaginea de pe display-ul telefonului nu mi se pare cea mai bună. O rezoluție de doar 960x540. Asta ar fi ok pentru un smartphone cu un ecran mic, dar atunci când este vorba de un display de 5.5, diferența se observă, plus că majoritatea smartphone-urilor de 5.5 au deja ecrane Full HD. Totuși, dacă nu v-ați folosit încă de unul Full HD, nu prea veți observa minusuri. Xenium W6610 lucrează destul de rapid, nu am avut probleme cu deschiderea aplicațiilor și nici cu jocurile. Toate merg la nivelul unui smartphone de top. Aici avem un procesor MediaTek cu 4 nuclee tactat la 1,3 MHz, iar de grafică se ocupă procesorul Mali 400. La fel avem 1 GB de memorie operativă și doar 4 pentru spațiu de stocare. Desigur că este posibilitatea de a extinde memoria cu un card microSD de până la 32, dar totuși pentru ca sistemul să lucreze mai bine, ar fi binevenit măcar 8 GB. Cu referire la sistem, aici avem un Android 4.2 practic nemodificat de producător, ceea ce înseamnă că totul rulează normal și nu sunt prezente aplicații nefolositoare. În schimb, avem regimul de economisire a energiei, despre care am vorbit, și o opțiune care permite să folosești device-ul cu mănuși. Camera și sunetul nu sunt punctul forte, dar, având în vedere prețul pe care îl plătiți pentru acest smartphone, acestea sunt ok. Pozele sunt făcute de o cameră de 8 megapixeli și nu sunt chiar cele mai rele. Ce ține de sunet, este destul de tare încât să-l auziți din buzunar. Ca daos, Philips a mai adăugat regimul Best Out Air,
care ar trebui să emită un sunet un pic mai bun. Lăsând la o parte toate specificațiile și alte detalii, scopul acestui smartphone este axat anume pe baterie. Producătorii au jertfit și un display mai bun, o cameră mai bună, tot pentru a scoate pe piață smartphone-ul cu cea mai mare baterie. Mulți dintre voi au uitat vremurile când telefoanele țineau chiar și 2 săptămâni. Ei bine, Philips Xenium W6610 o să vă aduc aminte de acele vremuri la sigur. Plus că are un preț destul de impresionant pentru toată complectația sa de doar 3690 de lei. Acesta a fost review-ul celui mai longeviv smartphone din lume. Nu uitați de butoanele like și subscribe, iar în comentarii scrieți-ne dacă ați vrea să vă folosiți zi de zi de un astfel de smartphone. Pentru mai multe detalii ne găsiți pe rețelele sociale. Toate bune! Yeah.